constatat cu mare surprindere că Bistrița Năsăud a reușit în scurt timp să obțină două locuri întâi pe țară, adică locul întâi la corupție și locul întâi la ceea ce se numește bani pe kilometru de drum în programul PNADR. Adică aici conducem detașat față de toate celelalte județe care și ele fac lucrări. Și sigur că probabil și acolo se mai fură de către actuala putere, dar cum se fură în județul Bistrița Năsăud, se pare că nu există alt loc în România. În plus, dacă vreți, chiar și în plan local, că Radu Moldovan a spus că s-au făcut lucrări cu firmele unora și altora, eu vă indic concret, dacă aveți curiozitatea, să mergeți în comuna Șieuț și să întrebați cu ce firmă s-a reabilitat școala din Ruștior și vedeți în ce stare și cât din lucrări s-au făcut și dacă factura s-a plătit integral sau nu. Și o să rămâneți surprinși.